Slavi să fie Domnul! Pasajul acesta este unul care poate fi destul de dificil, de complicat, dacă nu-l citim cu atenție și dacă nu înțelegem contextul lui. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu pentru mesajul din dimineața aceasta și vreau să continuăm să intrăm în profunzimea lui pentru a vedea câteva aspecte foarte, foarte clare pentru fiecare dintre noi. O să mă refer la tot ceea ce spun că fiecare creștin, aici lucrurile acestea privesc pe fiecare creștin. Sunt câteva adevăruri care privesc pe fiecare creștin. În primul rând, fiecare creștin are propriile lui păreri. Fiecare le are, fiecare și toate sunt diferite. Însă, pe lângă acest cuvânt diferită, părerea mea e diferită, vreau să mai adaug ceea ce spune Pavel aici. Părerile îndoielnice. E părerea mea, dar trebuie întotdeauna să spun, fiind părerea mea, este îndoielnică. Adică s-ar putea azi ține și mâine nu mai este valabilă părerea mea. Îmi schimb părerea, că noi oamenii asta e problemă. Noi avem păreri, mai că ne le și schimbăm. Și acum cât sunt copii mici, tu faci ordine și spui multe. Când îți crezi că ai tăi, ți părerea, pentru că s-au schimbat situația. Acum, când nu te confrunți tu cu situația aceea, ai tot felul de păreri. Când te confrunți tu, părerea ta se schimbă pentru că s-a schimbat totul. Fiecare creștin are propriile lui păreri. Însă aceste păreri sunt îndoielnice. Fiecare creștin are o statură a credinței, o proprie statură a credinței. Nu suntem la fel, cum nu avem păreri la fel, nici la fel în credință nu suntem. Unul este slab, unul este tare, însă ce vreau să subliniez, Pavel aici folosește expresia asta slab și tare ca și cum ar fi două categorii distincte. Eu vreau să continui și să vă mai spun aici că fiecare creștin are propriile slăbiciuni. Aș vrea să întreb, să ridice mâna cine are curajul să spună eu sunt tare. Avem noi cântari care spun, vreau să spună cel ce e slab, eu sunt tare, cred, dar tot slab e. Cine e tare? El spunea aici Pavel, noi care suntem tari, dar ce, el a fost tare? El a recunoscut, eu am slăbiciuni și tocmai în slăbiciunea mea, datorită slăbiciunii lui a avut un țepuș. Cine-i tare? Eu pot să spun despre mine că eu sunt tare? Să mă trec imediat în categoria, astea, eu sunt cel tare și ăștia slabi, vai de ei. Fiecare creștin are propriile lui slăbiciuni. Unul o are într-un fel, altul le are în altă. Eu am slăbiciunile mele și Ilie, omul lui Dumnezeu, care a foc din cer și a făcut lucruri extraordinare, a avut slăbiciunile lui. Și fiecare om, fiecare creștin, are propriile slăbiciuni. Fiecare creștin are propria lui statură de credință, adică noi spunem slab sau tare, dar până la urmă e vorba cât de slab ești în unele lucruri, cât de tare ești în alte lucruri, dar oricum slăbiciuni ai. Apoi fiecare creștin are atitudini față de frați și atitudinile astea nu sunt altceva decât atitudini față de Domnul Isus și față de jertfa Lui și față de moartea Lui. S-a vorbit astăzi despre lucrul acesta și noi suntem la cina Domnului. De ce e important asta? Pentru că în momentul în care eu judec pe unul mai slab, adică slab în alte privințe, că el tot și eu sunt la fel de slab până la urmă, în momentul în care eu îl judec, în momentul în care eu îl jignesc, în momentul în care eu îl disprețuiesc, atitudinea mea nu-i față de el doar, ci este o atitudine, spunea Pavel aici, și eu vreau să, să citesc versetele acestea 8 și 9 și apoi 15. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Versetul 15. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici ci prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Adică în momentul în care eu disprețuiesc, judec pe cineva pentru care a murit Hristos, și Hristos n-a murit că eram noi buni, eram noi tari. El a murit pentru că eram noi slabi. Și pentru păcatele noastre. Și pentru slăbiciunile noastre. El de asta a murit. Și atunci eu vin și disprețuiesc sau uh, judec pe cineva pentru care a murit Hristos. O plată pentru care El a dat, a oferit prețul. Și eu vin acum să cer socoteală pentru cineva care deja a achitat. Factura lui e achitată. Hristos a plătit pentru păcatul acela, dar eu continui să-l judec. Eu continui să-l disprețuiesc. Eu continui să am o atitudine negativă față de el. Și atunci, când eu vin la cina Domnului, eu am probleme cu cina Domnului. Eu am probleme cu jertfa Domnului Isus Hristos. Pentru că eu o consider că nu e suficientă. Dacă nu e dreptul meu, în dreptul altora. Nu. Nu se poate. Hristos a murit pentru toți, slăvit să fie în numele Lui. Și ce, toate păcatele sunt iertate în rănile Lui, în jertfa Lui, prin sângele Lui, binecuvântat să fie în numele Lui. Apoi fiecare creștin este responsabil de sine. Fiecare va da socoteală. La cina Domnului noi accentuăm fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce se spune aici versetul 12. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine înaintea lui Dumnezeu. Fiecare e responsabil de sine, despre sine va da socoteală. Fiecare e creștin. Apoi fiecare creștin este responsabil de sine, dar în fața lui Dumnezeu, nu în fața bisericii, nu în fața comitetului. E, o responsabilitate și noi trebuie să umblăm în așa fel, încât știm că într-o zi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dar acum ultimul lucru care vreau să-l subliniez, s-a subliniat, însă vreau încă o dată să-l să repet sau să-l subliniez sau să-l pun într-o altă manieră, este fiecare creștin va da socoteală înaintea lui Dumnezeu despre sine, cu privire la, Principii, el și încredințări. Sunt trei lucruri diferite. Și aici este marea confuzie care se face când citim textul ăsta. Că noi le luăm și le aplicăm cum vrem noi, cum ne pică nouă. Sunt principii, principiile, hai să le numim voia lui Dumnezeu, de la care nu se poate nimeni... Uh, da deoparte să spun asta nu-mi place, nu? E voia lui Dumnezeu, acolo nu mai există că eu cred, părerea mea, nu mai este părerea ta, gata, acolo părerea ta nu mai contează. Ca acolo ai legea lui Dumnezeu, ai voia lui Dumnezeu. Dacă vreți, desenez, că e mai bine, eu îmi place mai mult să desenez, ca să înțelegem. Dacă luăm voia lui Dumnezeu și o desenăm așa un pătrat sau un dreptunghi mare, și eu trebuie să mă găsesc în voia lui Dumnezeu. Când sunt în afară, sunt în afara voia lui Dumnezeu. Când am voia lui Dumnezeu, trebuie să mă găsesc totdeauna în voia lui Dumnezeu. Noi ca biserică trebuie să urmărim niște principii. Avem principii, unitatea, dragostea, supunerea, zidirea sufletească. Astea sunt principii și trebuie să le respectăm. Dar apoi, noi venim ca biserică, noi ca și comunitate stabilim rugăciunea, cât să țină rugăciunea, cât să țină predica, cum să fie cântare, cum să fie una, cum să fie nunta, cum să fie alta. Și astea sunt, apoi, rânduieli, unde contează părerea noastră, dar în acord cu părerea altora. Și atunci, în cadrul lui Dumnezeu, noi avem libertatea să punem, da, aici este rânduiala la biserici locale care, o altă biserică, poate avea altă rânduială, dar să fie în voia lui Dumnezeu. Câtă vreme rânduiala noastră este în voia lui Dumnezeu, da, avem libertatea asta. Dar apoi, în cadrul rânduielii bisericii, eu pot avea și desenez cu albastru, pot să avea, am încredințarea mea. Dar dacă eu încredințarea mea o am în afara rânduielii bisericii, eu sunt în afara voii lui Dumnezeu. Dacă încredințarea mea e în afara voii lui Dumnezeu, este păcat. E ca și cum eu v-aș chema la mine acasă. Sau hai, mă chemați voi, mai simplu. Voia voastră e să vin la voi acasă. Și pentru voi e suficient, m-ați chemat la voi acasă. Și am mers la voi acasă. Dar casa voastră are mai multe camere. Eu am intrat la voi în casă. Sunt deja acasă la voi. V-am făcut voia. Dar acolo acasă, eu dau să intru în bucătărie. Soția zice, nu, în bucătărie, stai, las că aici trebuie să mâncăm, să fac mâncare. Nu, că aici... Dacă mergem într-o cameră, copiii spun, nu, că asta e camera noastră, noi ne jucăm, aveam ale noastre. Și atunci există o rânduială și voi spuneți, hai ca să stăm de vorbă în camera asta. Și pregătiți o cameră. Camera este în casa voastră. Și acum, acolo în cameră, voi spuneți, pune-te unde vrei, sunt trei fotolii acolo. Și eu acum fac și eu voia mea. Mă pun pe fotoliu care îmi place mie mai mult. Dar toate astea așa se găsesc, ca în voia lui Dumnezeu, așa cum am desenat aici. Este voia lui Dumnezeu să mă aflu în primul rând, în casă. Apoi în casă aleg o cameră cu care trebuie să ne punem de acord, să nu se certe copiii, părinții, soția, cu soțul, să nu fie ceartă, nu fie scandal. Da? E bine, în casă, ne găsim în casă, dar acum alegem camera. După ce am ales camera, aleg și fotoliul pe care să stau, scaunul pe care să stau. Și acolo nu mai e problemă. Cam așa e cu voia lui Dumnezeu. Și acum revenim la încredințări, rânduieli și principii. Principiile sunt voia lui Dumnezeu, dragoste, eu trebuie să umblu în dragoste, eu trebuie să caut unitatea, eu trebuie să caut zidirea și trebuie totdeauna să am în vedere asta. Apoi trec la următorul pas care este rânduiala, adică părerea mea trebuie confruntată cu părerile, părerile, celorlalți, să vedem, cădem toți de acord, facem cina Domnului așa sau nu o facem așa, facem așa și cum cade de acord majoritatea, se stabilește o rânduială, un regulament de ordine interioară al bisericii, care nu trebuie să iasă în afara voii lui Dumnezeu, trebuie să se regăsească în voia lui Dumnezeu. Și apoi acolo, în cadrul acelei rânduieli, pot să fac și eu, să am și eu încredințarea mea personală, că e mai bine așa sau așa, dar încredințarea mea nu trebuie niciodată să iasă din rânduiala bisericii și nu trebuie să iasă din voia lui Dumnezeu. Asta este foarte, foarte important pentru că la capitolul acesta aș vrea să fim foarte atenți. Pavel, când vorbește aici despre încredințare, observați că folosește numai două lucruri. Că noi putem pune multe, e treaba noastră sau e responsabilitatea noastră. Dar Pavel aici nu vorbește decât despre mâncare și despre zile. Nimic altceva. Erau două probleme cu care se confruntau creștinii de atunci și el folosește doar două exemple. Atât. Mâncare, de ce? Pentru că în cultura de atunci, la piață, așa cum acum trebuie să ai pe etichetă cine a produs unde, cum și așa mai departe, la fel era o regulă atunci, era cultura de atunci. Trebuia să fie pe eticheta asta, pe reclama pe care se o făceau cărui zeu sau care binecuvântare o are mâncarea asta, carnea asta, că a fost închinată la un templu sfințită de nu știu ce preoți, închinată pentru asta. Și atunci venea un soldat și zicea, eu caut aici, pentru că cine zeul războiului? La Roman, Marte, bun, caut carne de la el și mănânc de acolo, că ăsta e zeul războiului și o să-mi dea. Altul venea marinarul și spunea, bine, Poseidon e zeul mărilor și caut atunci carne de la el, ca să mă împărtășesc cu el, să mă pun bine cu el. Venea ce că aveau probleme în familie și era zeița Afrodita, Venus și așa mai departe. Și fiecare căuta carnea sau mâncarea după cum vrea să se închine, pentru că mâncarea nu era doar mâncare, mâncarea era și un ritual. Adică tu când mâncai, tu erai într-o comuniune cu cineva. Mâncarea ta totdeauna însemna comuniune cu un zeu, cu o zeitate, cu o divinitate. Pentru noi acum mâncarea înseamnă euri, grăsimi, aia, proteine, vitamine, asta, să să nu-i bun. pentru ei atunci nu, era, nu exista problema asta. Pentru ei era problema mâncarea aceea, părtășia cui îmi aduce. Cu cine mă împărtășesc eu când mănânc? Și acum vă dați seama, în cultura asta vine, vine Pavel, predică Evanghelia, vin apostolii și vorbesc acum de cina Domnului, masa Domnului și acasă la cina Domnului am înțeles, bun, nu jertfim, e Domnul e aici, ne rugăm, dar mâncarea de acasă și creștinul apoi spunea, bun, mă duc la piață să cumpăr carne, de unde cumpăr? Că numai atenienii au avut ideea grandioasă să facă acolo un altar unui Dumnezeu necunoscut. Dar acolo, la piață, nu mai aveai nici niciun Dumnezeu necunoscut. ce erau cunoscuți. De unde, mânca, de unde luai carne, ei spuneau imediat. Vânzătorul spunea, ia asta, că asta e acolo. Și creștinul era într-o mare dilemă. Ce facem acum? Mai mâncăm sau nu mai mâncăm? De asta Pavel spunea că ar trebui să fi ieșiți fi din lume atunci, să o luați razna dacă, dacă mergem după toate astea. Și atunci Pavel vine și spune, dacă unul a fost încredințat el toată viața lui, a luat de acolo, e normal pentru el acum, eu repul și asta, încearcă să rezolve problema într-un fel, dar acum spunea el, spunea Corintelul, când mergeți la piață, cumpărați orice, nu întrebați, adică în momentul în care vine să-și facă reclama, spuneți, nu, nu mă interesează, pe mine carne mă interesează, eu mulțumesc lui Dumnezeu și punct, s-a terminat, nu mă interesează cine e închinat, pentru că eu nu mă închin acelui Dumnezeu. Eu mulțumesc, aduc mulțumirile lui Dumnezeu, când am luat pâinea, am frânt-o la masă când mă pun, eu nu mă pun în părtășie nici cu Zeus, nici cu Afrodita, nici cu Marte, nici cu Poseidon. Eu mă pun în părtășie cu Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu și atât. existau alții care erau mai slabi. Și atunci era divergența asta, problema asta care a apărut, specifică să vorbim în cazul acesta. Și apoi era problema zilelor, pentru că și zilele, dacă noi ne uităm luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă, duminică, Zilele astea nu sunt așa niște nume aruncate acolo, hai că a ieșit luni, știi, ca hieroglifile, aruncau niște cuie pe perete să au și niște semne, nu. Lune di, adică ziua lunii, ziua în care s-a dus jertfe lunii, ei se închinau astrelor cerului. Marte di, adică ziua în care te închin lui Marte, ziua plăcută lui Marte, dacă vrei să fii în părtășie cu Marte, vrei să ai succes la război, te închin marți, de ziua lui Marte. Mercoledi, Mercur, e ziua lui, ne închinăm lui, Giovedi, ziua lui Giove. Și așa mai departe, Venerdi, Venere, și așa mai departe. Și erau zilele astea. Și acum era problema, ce facem? Păi e luni, e... acum creștinii erau, ce facem noi cu luna asta? O ținem, când putem ține o zi de post? Când putem să ne închinăm? Când mergem la templu? Când e asta? Când... Își tot felul de întrebări și unii erau mai slabi și spuneau, dar azi e marți, azi e miercuri, azi e așa. Și era o problemă pentru ei. Și atunci vine Pavel și vrea să facă lumina asta, pentru că de vorba de zilele astea, unul să o o zi mai presus decât alta, și acum el spunea, nu mai, voi nu mai puneți problema, eu pot să vin luni la biserică, dar luni nu înseamnă că mă închin lunii. Eu vin la biserică să mă închin Domnului. Dacă vin miercuri, nu înseamnă că mă închin zeului Mercur, ci eu mă închin lui Dumnezeu. Dacă vin vineri, nu mă închin zeiței venere, mă închin lui Dumnezeu. Asta era problema. Numai că unii erau mai slabi, unii gândeau pentru că erau afectați, toată viața poate au alergat, toată viața s-a uitat în calendar, astăzi trebuie să mă închin, astăzi trebuie să fac asta, când mă duc la piață, când fac lista cu cumpărături, cumpăr numai de acolo, fac numai asta, pentru că asta era cultura lor, era mentalitatea lor și era încredințarea lor. Acum lucrurile astea s-au schimbat. Însă cu asta vreau să închei, să, să nu facem niciodată confuzie între cele trei lucruri care sunt foarte diferite principiile. Asta trebuie scumărite. Întotdeauna e voia lui Dumnezeu manifestată în principii. Dragostea, unitatea, zidirea, supunerea, smerenia sunt principii. Apoi avem rânduielile, adică părerile noastre care sunt puse de acord. Ca și comunitate noi stabilim că așa trebuie să fie un program ca așa trebuie să fie rugăciunea, așa trebuie să fie căsătoria, așa trebuie să fie ținuta, așa trebuie să fie ceva anume. Și asta e rândul, ea la bisericii locale. Și trebuie să o respect asta. Și apoi avem încredințările personale, proprii. Și trebuie să le respectăm. Știți, m-am confruntat odată cu o problemă într-o biserică. O soră a venit îmbrăcată într-un mod indecent, frații din comitet. Au luat-o la întrebări, am fost chemat și eu ca păstor, și soțul ei era foarte revoltat. E soția mea, cum vă permiteți voi să vă luați de ea? Să-i spuneți voi ce, eu sunt capul, eu sunt șeful, ea se îmbracă cum vreau eu, spune el. Și am zis ce? ia vine cu aici. Tu, în brațul dezbraci cum vrei tu, în cameră, la tine. Acolo e supusăție. Aici, în biserică, s-a schimbat șeful. Nu mai ești tu șeful ei în biserică. Aici în biserică este un alt șef, aici este un alt cap, da? Și atunci tu te supui regulilor din biserică. Asta e, trebuie să-ți fie clar asta. Și te îmbraci, după cum spune biserica locală, respecti rânduiala. Apoi cum încredințarea ta acasă la tine, faci ce vrei. Dar în biserică așa te îmbraci și așa vii. Nu e ceva care, eu fac ce vreau, eu acum așa e încredințare, n-ar decât cine se poticnește. nu, nu. Ți-i cont de rânduiala bisericii locale. Pentru că ești în comunitate, ești în public, te vede. Ca asta spunea Pavel dacă te vede fratele tău, ești acasă, mănâncă, ce vrei tu, cum vrei tu carne. Dacă când te vede altul, deja devine ceva de ordine public. Și când e public, atunci ții cont și respect și părerile celorlalți. Asta e totul. Și asta trebuie să înțelegi în credințarea mea până unde merge. În credințarea mea, cine pentru mine, pentru ideile mele, pentru ce fac eu singur. Dar când e vorba de comunitate, eu trebuie să respect părerile celorlalți trebuie să respecte rânduiala bisericii locale și trebuie în toate, și în credințare, și în rânduială, trebuie să respect voia lui Dumnezeu, care este mai presus de toate. Amin.